S-a dat alarma la Institutul Marius Nasta după ce angajații unității sanitare au semnalat flăcări la un ventilator extern al unității mobile ATI. De teamă că tragedia de la Matei Balș s-ar putea repeta, autoritățile au trimis forțe impresionante la fața locului. Cei 7 bolnavi de COVID internați în unitatea mobilă au fost transferați de urgență. Verificările de astăzi au arătat că nu a fost vorba despre un incendiu, ci despre o degajare de fum la pornirea unui generator urmată de aburi de la instalația de climatizare. Angajații care asigurau garda spun că au văzut flăcări la unitatea mobilă de terapie intensivă. Primele echipaje de pompieri au ajuns în 8 minute, după care curtea spitalului s-a umplut de echipe de intervenție. Nu era vorba despre un incendiu, nu se vedea flacără. Noi am desfăcut unitatea de climatizare, ne-am uitat, nu se văd cabluri arse. Putem spune că e tot în regulă, a fost un incident minor. O sperietură mare însă, viața niciunui pacient nu a fost pusă în pericol. Vorbim despre un echipament care a fost verificat acum 2 luni. Și verificările făcute astăzi au confirmat faptul că nu a luat nimic foc. Combinația de, să zicem așa, factori care au dus la ce au sesizat ea seară, la mirosul de fum și la fumul pe care l-au sesizat, este din 2 factori. Unul, probabil generatorul unității, un generator diesel a pornit astfel încât să preia tot necesarul electric al unității, pentru că probabil a fost ori o fluctuație de curent, ori s-a întrerupt curentul pentru o fracțiune de secundă. Iar ce au sesizat ei ulterior, faptul că continua și li s-a părut că era un fum, era de fapt aburul de la climatizare. 7 pacienți cu forme grave ale infecției COVID-19 erau internați în unitatea mobilă de terapie intensivă atunci când s-a produs incidentul. Este vorba de 2 femei și 5 bărbați cu vârste între 52 și 65 de ani. Sunt toți dependenți de oxigen, însă niciunul nu este intubat. 4 au fost transferați în secția interioară de terapie intensivă, ceilalți în saloane. Alarma de aseară aduce însă în discuție un lucru mult mai grav, starea în care se află cel mai mare spital din România, în care sunt tratați pacienții cu boli grave de plămâni și care de aproape un an este și unitate suport COVID. Emoția și teama din spitale, sau cel puțin Institutul Marius Nasta, unde infrastructura este veche, predomină, din păcate, și orice miros de fum sau de materie arsă, care poate să ajungă în saloane, creează o stare de panică și controale, indiferent de ora de zi și din noapte. Clădirile vechi sunt în grija unui pompier, despre care managerul spune că în ultimele 6 luni a fost mai mult în concediu de odihnă sau în concediu medical. Însă angajații din fiecare secție au fost instruiți să reacționeze în astfel de situații. Este foarte greu să lucrezi într-o instituție publică în care personalul nu vrea să lucreze, iar aceste persoane sunt foarte greu de sancționat. Tirul de ATI a rămas închis deocamdată, însă va putea primi din nou bolnavi cu forme grave imediat ce responsabilii vor considera că nu reprezintă un pericol. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.